Salut, camarazi, bună ziua, că e aproape 11. Vă salut cu mare drag. Am fost puțin pe axă, cum spune neamțul, că un camarad cu inima miloasă și creștină mi-a trimis și mie o mică donație și am fost să o iau de la de unde trebuia. Și la întoarcere am dat și-o pe la piață să mai cumpăr câte ceva, nu prea mult, așa cu chipzuială, că banii sunt puțini. Mi-am luat și eu o bucățică de coadă de pește, de crab, care sfârie pe tigaia asta în spatele meu aici, așa, sfârie de zăr. Mi-am luat și eu o caserolă mică de icre de crab cu ceapă și mi-am luat un iaurt, un chefir, că n-am mai băut de mult, știi? Și dacă n-am mai fost la țară, aici de la oraș nu prea e nemaipomenit, dar asta e, mi-am luat niște o pâinică neagră și mi-am luat 10 ouă, știi? Adică strictul necesar, n-am făcut risipă, că mai am trebuie să mai achit niște bani la întreținere, o să vină și lumina, deci mă chipzuie și eu ca cum se poate, nu? Deci mă uit aici la codița de crab că se prăjește, o să-mi pun și un pic de icre pe pâinică cu ceapă. Asta e, mănânc și-o decent și simplu, că asta e situația. Am și un pic de apă minerală Harghita, nu mai arăt sticla, că după aia muncesc degeaba, îmi taie ăștia macarana, zice că fac reclamă la apă minerală, știi? Că n-avem voie să facem reclamă decât dacă le convine lor, știi? Mesete, că am fost o oră și ceva pe drum, știi, și n-am mâncat nimica, dar seara am făcut o mică cură așa, un mic post de vreo, nu știu, 12 ore, de vreo 15 ore, dar e bun, vă recomand și vouă. O să mănânc și o icre cu un pic de coadă de pește, o să mai las și pentru mâine jumătatea altă, că e măricică, sunt 4 bucățele așa de codiță, să mănânc azi 2 și mâine 2, așa, cu chipzială. Mai am vreo 7 cartofi, că îi fierb diseară și fac un piureu așa simplu, cu ulei, cu piper, cu boia, știi, așa, sănătos. Și mai opresc și dânicrele pentru diseară și asta e. Păi, mai sunt răcit, dar tușesc mai puțin, nu mai încurge ochii, nu mai strănu, dar nădușesc. Asta e răceala care iese de mine. N-am ce să fac. Uit câte 3-4 tricouri pe zi, dar așa e la răceală. Oricum mă simt mai bine. Sper că și voi sunteți bine, sănătoși și familiile voastre. Mai am un drum de făcut azi, că vreau să mă duc la aia cu indemnizația aia socială, dar nu mai ajung, că trebuie să mă duc la camaradul Silviu să mă rezolve cu ceva pe canal și până termin să face 4 probabil, până ajung la aia, nu mai aia mi se pare că pleacă pe la 4 de la social, deci o să mă duc mâine, că n-am ce face, asta e, nici Dumnezeu n-a făcut lumea într-o zi, a făcut-o în 7, știi? Fac și eu una după alta. Hai că vă doresc o zi minunată, văd că a ieșit și soarele pe strada noastră. Vă pup cu drag, aveți grijă de voi, stați cu urechile ciulite, să nu credeți nimic a ce vine de sus în jos, sunt numai minciuni. Hai, o zi frumoasă să aveți, vă pup cu drag.